România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Astăzi nu o să fie ușor, pentru că o să vă pun să cântăriți între binele general al unei țări și viața obișnuită a unor oameni. Despre asta este vorba la ce vedeți la televizor în ultimile zile și ore. Nu e o judecată dreaptă, dar ea trebuie făcută și așa fac și politicienii de fiecare dată. Cam asta se întâmplă în Valea Jiului. Câteva sute de oameni protestează pentru viețile lor, așa cum le știu și cum le înțeleg. Protestează de teamă față de necunoscut, în timp ce restul țării socotește dacă banii care le sunt dați au o justificare și ce putem face mai bine cu ei. Așadar, prieteni, ce este mai important pentru noi? Să facem spitale, autostrăzi și școli cu banii obținuți de pe închiderea unor mine sau să asigurăm un minim de trai decent unor semeni de ai noștri? Și pentru cine nu știe faptele, am să le prezint un pic. De câteva zile, sute de mineri din Valea Jiului protestează închinzându-se într-o mină. Acum aceste proteste s-au extins și alte sute se alătură în fața altor mine. Compania lor este în insolvență, dar cred că e de fapt de-a dreptul falimentară. Cărbunele și energia pe care le produc costă mai mult decât prețul de vânzare. Adică statul bagă mâna adânc în buzunar și subvenționează prețul. Mai plătim de la noi, de acasă, pentru un cărbune pe care îl vrea din ce în ce mai puțină lume și pe care putem să-l luăm mai ieftin din alte țări, că și asta e o chestiune. Morișca asta s-a oprit acum câteva săptămâni din lipsă de fonduri, n-au mai venit banii, sunt restanțe salariale, plus multe datorii din urmă, etichete de masă, căldură, transport, beneficii pe care oamenii aceștia le primeau pe lângă salariu. Acum sunt vreo 4.000 de angajați, puțini față de câți au fost în trecut, dar nici cărbunele lor nu mai contează foarte tare. Sunt estimări așa că în coșul ăsta energetic ar fi pe undeva pe 2-3%. Mai mult, întreaga Europa se pregătește de o schimbare masivă a economiilor viitoare. O schimbare care va avea impact major tocmai asupra acestor zone poluante. Adică minele se vor lovi de dificultăți și mai mari, iar perspectiva este să fie închise dacă nu generează mai puțină poluare. Atenție, nu vorbesc aici doar de mine, aici este viitorul pentru multe industrii din România. Va fi necesar să avem o mare dezbatere aici legată de acest pact verde. Da, și nici nu poate fi altfel. Valea Jiului trece acum prin soarta pe care au avut-o multe alte industrii grele și în lumea occidentală. Fier, cărbune, oțel, mașini grele, tot ce poluează și tot ce are nevoie de brațe de muncă se mută în alte părți. Ce vedeți e finalul unei epoci. Întrebarea este ce facem noi de acum mai departe. Asta e decizia pe care trebuie să o ia societatea noastră. Să cântărească între mai binele celor mulți, că ce am putea face ceva cu banii economisiți, sau binele unor oameni concreți și real, care și ei au nevoie de bani, lucruri și stimă și viitor pentru familiile lor. O să vă dau numărul de telefon, este 0372069599. Putem să extindem dezbaterea în toate zonele acolo unde statul dă bani cu neminuita și vă întreb în felul următor. Ce trebuie să facă statul cu aceste companii care nu au șanse de redresare? Trebuie să finanțeze pe mai departe o industrie falimentară și să nu lase oamenii pe drumuri? Că ce e important, da? Sau să închidă minele și să ofere ajutoare sociale până când apar noi industrii, iar banii să-i folosească mai spornic în altă parte. Vă invit la dezbatere 0372069599. Încep cu Cornel. Salutare! Salutare, salutare Cătălin, salut și ascultătorii. Întâmplător fac parte dintre cei disponibilizați, deci am lucrat cu ceva mult timp în urmă, cu 20 de ani la o întreprindere mineră care s-a desființat între timp. Am fost și lider de sindicat de sector. Deci știu cu ce se mănâncă, știu și despre impactul social care a fost, fiindcă mina s-a închis complet și o regiune a fost văduvită de aportul celor care munceau acolo. Vă dați seama. Ce vreau eu să subliniez?
Au trecut deja 20 de ani și ne învârtim în aceeași paradigmă. Ce facem? Deci au trecut 20 de ani de când au început disponibilizările. Mina și Otânga de lângă Târgoviște, despre asta vorbesc eu. Așa. Impactul a fost mare, au fost aproximativ 4.000 de muncitori care au cerut ei disponibilizarea. S-a făcut grevă, s-a mers la prefectură, în fine, toată tevatura s-a închis. Oricum, din capul locului să vă spun, industria asta trebuie să se închidă. Dar nu așa cum s-a întâmplat acum 20 de ani și nu așa cum se întâmplă acum. Păi cum? Există altă cale? Da. Adică... Da, există. Ia. Există. E la îndemâna fiecăruia dintre noi. Am vorbit, nu neapărat de recalificare. Eu am fost un caz fericit, m-am recalificat, am făcut o facultate și am un serviciu bun acum. Dar un miner care toată viața a știut să facă decât lucrul ăla, e greu să-l recalifici. Mai ales dacă are o vârstă, are 40-45 de ani. Deci e foarte greu. Dar pune-l să facă ce a învățat el să facă. La noi în țară se fac, încă se mai lucrează la metrou. Deci este un loc de muncă unde exact se poate deplasa minerul să-și facă munca lui. Se fac autostrăzi, sunt tuneluri prin munți. E același lucru. Asta face minerul. Descavează pământul din galerie. Deci de ce nu putem să punem oamenii ăștia? Nu să le dăm ajutoare sociale, că nu rezolvă cu nimic asta. Asta rezolvă, e o precție la picior de lemn. Nu. Du-i, domnule, acolo unde pot să lucreze ei. Adică, și sunt fericit. Cum e același domnul, loc cum de muncă. Domnul Câțu? Să dea niște ajutoare unor companii de construcții și să spună, uite, domnule, aici o forță de muncă, angajează? Nu trebuie. Forță de muncă trebuie la construcția de autostrăzi. Auzi, dar chiar așa, de ce acum să fac niște lucrări de genul ăsta, autostrăzi, exact, metro, de ce companiile private nu apelează la muncitori din zona respectivă? Adică... Și de ce nu se implică și statul în direcționarea locurilor de muncă? De ce nu se duce o companie privată să ia un muncitor de acolo sau echipe mai mari și să zică, domnule... Da, bună întrebare. Uite, da, vă plătim atât, că nu mai știu cât. Am înțeles că oamenii ăștia zic că au salariu undeva sub 3.000 de lei, dar bănuiesc că au undeva și ceva. E o muncă grea, eu știu convins cu ce să mănâncă. N-am lucrat chiar în subteran, am lucrat la suprafață. Dar e o muncă foarte grea. Și nu e plătită pe cât trebuie. Dar și să o lași să perpetuezi cangrena asta, e, nu știu cum să spun, face rău economiei în sine. Fiindcă e o industrie moartă, nu se mai cere cărbune, tehnologizarea extracției este la zero, deci oamenii ăștia sunt în pericol iminent de câte ori intră în mina aia. Fiindcă nici aerisiri nu mai sunt, nu s-a mai investit acolo. Acolo s-au dat decât bani pe criterii sociale. Deci, de și fapt, să nu ne învârtim după cirei și au fost cumva la un moment dat și un bazin electoral. Păi, îți mulțumesc tare mult. Când a fost bazin electoral ultima dată? În urmă cu 2 sau 3 ani, dacă nu mă înșel, când guvernul PSD a făcut o saftea la mine acolo și a dat o subvenție ilegală din punct de vedere a reglementărilor europene. Și ce s-a întâmplat mai departe? A venit Comisia Europeană și a zis, vedeți că ați dat niște bani aiurea la mine. De ce a făcut guvernul PSD treaba asta? Păi a făcut-o dintr-un motiv foarte clar, să nu lase oamenii pe drumuri și sigur să atragă niște voturi pe mai departe. Astăzi, ce să vezi, colac peste pupăză, peste toate lucrurile astea, trebuie restituit și banii ăștia. Nu e ca și cum România ar avea banii ăștia, dar trebuie să-i dea înapoi, pentru că n-avea voie să-i dea pe mai departe. Totuși, fiecare moment de acesta, fiecare închidere, fiecare negociere înseamnă pâinea unui om care se duce și el astăzi acasă la familia lui, că de fapt despre asta e întrebarea. Băi, ce punem pe masă mai departe? E viabil așa? O să plece să construiască autostrăzi? Nu știu dacă merge. Valentin, salutare, bine ai venit! Salutare, Cătălin, bine v-am găsit și pe dumneavoastră și ascultătorii. O să încep cu o paranteză. Și anume, Valea Jiului este roșie și este de 30 de ani. Adică ce? Politic, ideologic? Politic, ideologic și tot. Tot ce înseamnă PSD, de 30 de ani sunt acolo. Nu zic că alte partide ar fi făcut ceva în plus pentru Valea Jiului. Dar pe de altă parte, datorită faptului că acolo toată lumea știe câtă corupție și câte erudisme și nepotisme sunt, nimeni nu a investit, clar, nici acei mineri nu vor avea sau își vor găsi foarte, foarte greu de muncă în continuare. Acum, ca să răspund la întrebarea dumneavoastră, eu aș fi de acord să se închidă.
aceste mine. De ce? Pentru că, din fericire, trăim în capitalism. Și asta înseamnă piață concurențială. Adică, eu lucrez la privat, în momentul de față. Dacă firma la care eu lucrez mâine intră în insolvență, toată lumea se duce acasă. Da? Ne ducem pe șomaje tehnice, șomaje, ce ne dă statul, da? O să stau 2, 3, 4 luni în șomaj acasă, da? Ce fac după 4 luni? Dau din coate, mă zbat, că foamea și facturile îmi bat la ușă. Asta vor face și acei mineri. E o soluție să iei un bloc mare de angajat, să închizi, îl ții acasă? Mie mi se pare că n-au de ales după asta. Adică unde o să plece? Pleacă, o să se ducă în Italia și în Spania prima dată. Întotdeauna se vor găsi soluții. A, că nu murim de foame în 2021, da. Întotdeauna se găsesc soluții. Dar haideți să o punem ipotetic. Uite, o să fac o reclamă și o să spun mai multe firme mari. Carrefour, Kaufland, Metro și așa mai departe. Așa. Ca să nu fie reclamă, da? Va intra una din aceste companii în insolvență. Kaufland, ce facem? Îi asistăm pe toții? Cum facem? Că nu văd ideea. E adevărat, logica. Statul în cadrul companiilor private nu intervine. Și un punct de vedere de ce bun. De ce să susținem o companie falită care înghite din taxele și din impozitele mele? Atâta timp cât tu nu produci. Pentru că asta acoperi cheltuielile. Fac statele, fiind o zonă monoindustrială, oamenii tind să aibă grijă de semenii lor. Adică nu este totul capitalism pur și dur. El trebuie să aibă și o perspectivă. Din nefericire, acolo suntem, în capitalism. Sau fericire, pentru mine. Da, suntem sigur. În capitalism și acești oameni, într-adevăr, au o capacitate foarte, foarte redusă de a se adapta la alte meserii. Eu sunt din Craiova, am avut cu un unchi de-al meu o discuție la un moment dat, care a plecat din combinatul din Craiova. După ce s-a închis, Nicolae l-a răzuit la ras, n-a mai rămas nimic acolo, în fine. Și omul îmi spune, băi, Vali, nu-mi găsești și mie ceva de muncă? Zic, ba da, cum să nu? Uite, ăsta este salariul, ăsta este programul, nu se știe când vii, când pleci acasă, că, na, așa e la privat. A, păi, stai, că nu prea e bine ce mi-o oferi tu. Păi, tu crezi? Bun, eu înțeleg acolo, sigur, poate să fie un caz aparte, dar muncă mai grea decât la oamenii ăștia nu cred că se compară. Adică, mi se pare că e așa... treci ușor fluierând prin altă muncă după ce ai stat 8 ore sau 6 ore cât se stă într-o mină. Nu contest munca. Într-adevăr, este o muncă grea. Dar asta nu înseamnă că statul... Op, l-am pierdut. Da, s-a pierdut legătura. Asta nu înseamnă că statul își permite să meargă mai departe de maniera asta. Și exact asta v-am pus să cântăriți astăzi. Între mai binele statului care poate salva câteva zeci de milioane de euro anual și poate duce în alte direcții să facă Dumnezeu știe ce, și mai binele sau, că de fapt asta e toată dezbaterea, și mai binele, bun, mai binele, binele, decența unor oameni, că așa funcționează lucrurile. Nu e o chestiune care ni s-a întâmplat numai nouă. Peste tot în lumea asta sunt industrii din astea care cad la pământ. Globalizarea, noile energii, progresul, dacă vreți, împinge către aceste zone. Sunt industrii care mor și odată cu ele mor anumite meșteșuguri, anumite bresle, ceea ce vedem acum e un final destul de complicat, dar noi am ajuns la un nivel al societății în care luăm decizii gândindu-ne și la oameni, nu așa scrie la carte. Mihai, salut, bine ai venit la România în direct. Bună, Cătălin! Mihai Sandu sunt de profesie inginer mecanic minier, lucrez la Complexul Energetic Oltenia de aproape 30 de ani de zile. Două probleme care le văd eu aici, Cătăline, deci odată problema socială din Valea Jiului, mă refer că ambele probleme care le spun acum sunt valabile și pentru Complexul Energetic Oltenia. Deci e vorba de problema socială și problema producției de energie. Problema producției de energie se rezumă la două lucruri. Să ai zăcământ și să ai forță de muncă să extragi acest zăcământ. Exact cum ai spus și tu, în Valea Jiului zăcământul, cărbune se extrage foarte, foarte greu. Se extrage de la o adâncime de câteva sute de metri, să zic, foarte, foarte greu. Și problema forții de muncă pentru extracția acestui cărbune devine din ce în ce mai grea, fiindcă nimeni nu mai vrea să lucreze în acel subteran, fiindcă condițiile sunt foarte grele, iar forța de muncă este foarte îmbătrânită. Deci nimeni, dacă îi dai acum un salariu de, să zicem, 1000 de euro, nou angajat,
dacă se duce și stă acolo, eu am lucrat acolo când am terminat facultatea din Petroșan, care e specific pentru domeniul minier, am lucrat 2 luni de zile în practică acolo și spun sincer că știi și știm foarte bine, condițiile sunt foarte, foarte grele. Minchipul. Nimeni nu se mai duce acum pe banii acestea. Forța de muncă pun, cum să zic eu, pun rămășa că este undeva la peste 45-50 de ani acolo. E foarte, foarte îmbătrânită. Și ce vreau să mai zic, problema este în Valea Jiului, că nu se găsesc alternative. Ar trebui să găsească alternative de la autoritățile locale, din planul acesta de redresare și reziliență chiar. Ar trebui să găsească alternative, fiindcă oamenii, dacă ar avea alternative, ar fi mult mai ușor trecerea asta de la munca asta din Superan la altă activitate, să zic eu, care, printr-o recalificare, în Valea Ce Jiului... Ce știi să faci, Mihai? De acolo, eu am soția de acolo, în Valea Jiului, în afară de turism, care știm foarte bine ce înseamnă turism, Parângul, da, câteva stațiuni, Straja, în afară de asta nu e nimic, Cătălin, acolo, nu e nimic. Știi nu de când aud eu povestea asta cu turismul? De când era premier Adrian Năstase și am venit exact, eu la București? Exact. Și așa spunea, mamă, o să fie aici un turism în Valea Jiului. Hai exact, să ne potolim. Acum nu e nimic. Nu e nimic decât perioada asta de iarnă unde, îți dai seama, nu poți să ocupi forța de muncă cu o perioadă de iarnă de turism. Nu e nicio firmă care să ofere locuri Mihai, de muncă. Ascultă-mă un pic. Să mai spun că trebuie numai puțin, să mai ating un punct. Acum, ce vrem să punem? Știți că toată lumea spune, domnule, că energia pe cărbune este foarte scumpă, se induce în eroare chestia asta. Eu lucrez la complexul energetic Oltenia și spun că, în primul rând, că nu este foarte scumpă și, în al doilea rând, că a devenit mai nepoluată prin toate investițiile care s-au făcut la nivelul termocentralelor. Da. Noi producem în momentul actual în jur de 1400 până în 2000 de megawatt. Da, da, de acord cu tine. Un proces de retomogizare. La noi o să urmeze un proces de retomogizare să înlocuim această energie. Toată lumea prin Europa... Stai o secundă, toată lumea prin Europa a făcut niște investiții de sute de milioane de euro ca să oprească poluarea asta, da? Lucru pe care România încă nu l-a făcut. Și asta, dar o să-l facă, nu? Că trebuie să-l faci. Păi nu știu, o să-l facă, uite, tu ești la societatea Complexul Energetic Oltenia. Da, urmează un plan de reorganizare. Ascultă-mă un pic, ca să audă toată lumea. În 2019 ați avut o cifră de afaceri de 3,1 miliarde de lei, dintre care 863 de milioane sunt pierderi. Înțelegi? Adică a venit statul cu 900 de milioane de lei la tine, la companie. Nu-ți fac niciun proces, să nu mă înțelegi greșit, dar vreau să înțeleg. Nu, pentru asta se face această restructurare. O să observ că o să fac o restructurare. Și? În momentul în acesta nu se fac o restructurare, da? De ce de face statul ăsta? Da? Pentru că aveți, mă rog, astăzi date din 2019, nu mai știu dacă e așa, 13.000 de angajați, frățioare. Da, o să fac o restructurare în anul acesta, care este logic. O să fac o restructurare și o să reducă costurile. Problema este, Cătăline, te întreb eu pe tine, la 1.500-2.000 de mazi care îi producem noi, cu ce echivalezi tu, în afară de importul, la momentul actual? Cu ce echivalezi în afară de importul? Adică ce pui în loc pe piață? Ai văzut ce s-a întâmplat în California acum, da? Ce vrei să spui? Energia regenerabilă, da? Stai că deci, nu toată lumea știe problema povestea. Problema care este, Cătăline, știi care este problema? Că nu s-a făcut acel mix energetic care este în toate țările dezvoltate, s-a făcut acel mix energetic. Corect. Care la noi nu s-a făcut. Și dă vina, domnule, nu luăm decât energie de la hidro, că e cea mai ieftină. Păi da, da, energia de la hidro sau energia eoliană sau energia fotovoltaică, Cătăline, ce faci tu cu ea dacă ea nu-ți mai produce, Cătăline? O să mergi pe importuri? Mulțumesc care sunt mult. Care sunt mai scumpe Mihai, poate decât ceea ce producem noi. Ai dreptate aici un pic, importurile nu sunt mai ieftine, găsim cărbune mai ieftin dacă vrei le aducem din Noua Zeelandă. Nu asta e problema. Cine nu știe, povestea e în Texas. Texasul a investit foarte mult în energie din asta eoliană, da? Și a venit și verde. Și a venit un val de frig luna asta și au înghețat elicele alea. Înțelegeți? Jumate din Texas a rămas fără curent electric și fără căldură. A fost acolo un lucru cumplit, fiind un val de frig și lumea n-a știut ce să facă. Și acum oamenii și-au pus următoarea întrebare. Bă, am făcut bine ce am făcut aici, că noi ne-am pus toată energia electrică sau mare parte numai pe elicele astea verzi? Asta era întrebarea, la asta făcea referire Mihai mai devreme. Cristina, bine ai venit la România în direct. Mai e Cristina? Bună ziua! Salut, Cristina! Dăm voie să spun celor care au intrat mai târziu pe frecvență de la ce am pornit. Sunt proteste ale minerilor. Domnul Câțu a zis că
o mineriadă nu mai e posibilă, nu știu de ce s-a repezit așa în vorbe, și eu v-am rugat astăzi să cântăriți în a plăti mai departe subvenții unei industrii falimentare și a da o viață decentă unor oameni sau renunțarea la aceste subvenții pentru mai binele general. Te ascult, Cristina. Consider că nu trebuie să sprijinim o industrie falimentară, putem să o sprijinim să nu mai fie falimentară prin investiții în acest tip de energie și valorificând totodată invenții românești, cum ar fi, de exemplu, invenția domnului profesor Iulian Horneț, care are o instalație de piroliză. Oare sub formă de prototip această instalație poate să valorifice transformând în energie orice tip de deșeuri sau nămoluri infestate sau pământuri infestate sau absolut orice. Eu sunt convins că există pe lumea asta deja mintea omenească a ajuns într-un stadiu în care știe să producă energie curată din foarte multe surse. Întrebarea este foarte ieftină. Întrebarea e dacă e viabilă o astfel de investiție? Este foarte viabilă. S-ar putea produce chiar pentru introducerea în schema generală de energie prin această instalație, s-ar putea produce energie electrică și consider că în felul acesta ar intra și pe orizontală venituri. Pentru că dacă ajutăm întreprinzătorii românești, români, pardon, să producă tot ce înseamnă ca, utilaje și așa mai departe pentru această instalație, mai departe instalația și mai departe introducerea în consum acestor resurse energetice, cred că am ajunge la celălalt punct important și anume tot timpul este vorba de faptul că nu avem venituri suficiente, dar veniturile sunt suficiente pentru că nu se implică nimeni în a le produce. Eu cred că datoria politicienilor este să producă, ajute la generarea acestor venituri. Știi? Și nu poți decât sprijinind permanent. Avem astăzi o chestiune cu telefonul. Am pierdut-o și pe Cristina. Știi că România, mulțumesc Cristina, știi că România e plină, am văzut zone pline de centrale de astea eoliene. Acum tehnologia pe care ea a descris-o, nu știu, nu mă pricep, nu-s de specialitate. Sunt convins că de-a lungul următorilor ani o să apară tot felul de minunății. Dar până când apar minunățiile astea și generează alte industrii, că despre asta e vorba, tu ai de luat o decizie, când a zis 3 luni, deci salariile ianuarie, februarie, martie, în aprilie, domnul Câțu trebuie să facă ceva. Adică domnul Câțu ia din buzunarul multora, adică din buzunarul nostru, și duce la mină. Asta e decizia pe care o are de luat, nu numai la mine, da? De ce vorbim de mine? Pentru că ele sunt susceptibile de a fi închise. Există planuri prin Europa și așa mai departe. Dar dați-mi voie să vă mai spun așa. Metrorex, pierdere 330 de milioane, CFR, pierdere 237 de milioane, Tarom, 170 de milioane, CFR Călători, 160 de milioane, Romaero, 50 de milioane, compania locală de termoificare de la Timișoara, uite, sunt top aici, REA PPS, compania națională de căi ferate CFR, astea toate sunt pierdere aici, da? Adică, dar numai primele două și poate REA PPS-ul pot fi susceptibile de închidere sau de transformare. Unde suntem? La Dan. Salutare, Dan. Bine ai venit la România în direct. Bună ziua, bună ziua. Ce să zic, e o problemă de incompetență a guvernelor atâta, fiindcât există sectoare întregi în faliment și, după cum vedem, se propune vânzarea minelor, efectiv închiderea, vânzarea, după aceea cunoaștem procedeul, s-au terminat multe industrii chimică, de exemplu, în România pe același considerent, fără să se pună nimic în loc. Practic am fost condus 30 de ani numai de incompetenți, cu toate guvernele și cu tot respectul, dumneavoastră vorbiți mult de PSD-ul.
inclusiv PSD-ul, dar și PNL-ul, au fost incompetenți. Acum suntem din nou în vremea Convenției Democrate din România, care a venit cu 15.000 de specialiști și a făcut exact același lucru ca și PSD-ul. Eu sunt sătul de guvernele cu Danile Prepeleac, în care îmi vând ceea ce este al meu. Hidroelectrica este al meu și nu sunt de acord cu vânzarea ei, inclusiv pe acele pachete de acțiuni. Adică vine acționarul și cumpără un pachet de acțiuni din comision celui care îi semnează contractul. Așa ceva nu trebuie ca cetățeni să acceptăm. Păi stai un pic, știu la ce te referi, stai un pic. Așa, spuneți că suntem pe pierderi. Suntem pe pierderi din mai multe motive. Angajați oameni, de exemplu, uitați-vă pe un raport al Hidroelectrica să vedeți cât lua PESA salariul față de personalul muncitor. Sunt de acord, normal, dar nu acolo sunt pierderi. Pierderi atâta, cum nu acolo sunt pierderile. Stai un pic, puțin. Că nu toată lumea știe la ce te referi. Stai un pic, nu te ambala, că nu toată lumea știe la ce te referi. Tu povestești în felul următor, că a existat vreme de 2 ani, cred, o lege inițiată de PSD, care împiedica vânzarea unor pachete de acțiuni pe bursă sau în alte modalități la diverse companii de stat, chiar dacă ele aveau datorii. E, acum actuala coaliție de guvernare a venit și a zis, domnule, hai să îndepărtăm legea asta, că poate, există așa o idee, o gândire, bucăți din diverse companii și cea pe care ai numit-o Hidroelectrica, le mai vindem pe bursă și mai recuperăm o parte din datoriile sau banii pe care... Dar nu le vinde pe bursă, atenție, atenție, că scoate pachetul de acțiuni. E nu greu vinde să... pe bursă, vinde și... investitorul X, ceea ce nu-i normal. Nu știu de unde știi tu informația asta, că nu există încă o decizie luată și nu văd cum ar putea să-l vândă lui X în mod bun, direct. Dar nu vreau să-mi vândă. Hidroelectrica este a mea, părinții mei au lucrat, tatăl meu a fost inginer proiectant de drumuri și Podre a făcut drumuri de acces pentru aceste baraje. Avem 264 de baraje pe care vreau să le păstrez în proprietatea poporului. Sigur. Faptul că incompetenții nu reușesc să aducă pe poporul o grină de aer. Păi cum e cu ouă de aur dacă ea produce pierderi? Cine? Hidroelectrica produce pierderi? Mă refer la modul general. Dacă vinde curentul foarte electric, foarte ieftin, este firesc dacă vinde cu 0 lei și având cheltuielile care le are. Uite, să fie dau alt exemplu. Tarom. Am dat o reducere la absurd. Uite, Tarom are, păi și eu fac reduceri la absurd, da? Tarom 170 de milioane de lei pierdere. O fi și asta o găină de aur, dar ce să văd că nu face chiar aur, face chiar găuri. Bun. Pe vremea comuniștilor era o simplă treabă. În momentul în care directorul ajungea pe pierderi cu întreprinderea, era schimbat. Spuneți-mi, un director schimbat. Raportează în România? Nu se ia nicio măsură. Cum vine guvernarea, cum îl schimbă directorul? Dar din alte motive, nu pe criterii de competență, ci de criterii de mufat la... ce mai e de tras de acolo, pe diverse contracte, pus pile și așa mai departe. Uitați-vă la guvernul ăsta de Danile Prepeleac. Deci vrea să vândă Hidroelectrica. Nu mă întreabă pe mine care sunt proprietarul încă a unei părți acolo din Hidroelectrica. Nici pe dumneavoastră. Stai să ajungem acolo, că eu o să întreb eu, îți mulțumesc tare mult, Dane, dar întreb eu când vine momentul. Dar deocamdată n-a venit momentul. Da, s-ar putea să vină un moment în care statul ăsta care are deficit 7% din produsul intern brut să se uite în stânga și în dreapta și să zică, bă, de unde mai fac rost de niște bani? Și zice, eu te pot să vând aici niște companii, niște bucăți din companii, că nu cred că o să le vândă nimeni toate, dar o să le vândă mai prost în perioada asta când te simte lumea că ai nevoie de bani. Pe de altă parte, nevoia de bani e reală. Acum vin cu o întrebare mai departe. Dacă vinzi bucăți din companiile astea ca să iei bani și să-i bagi în ce v-am dat eu lista aici pe mai departe, parcă iarăși n-am făcut altă treabă. Alin a sunat acum. Bine ai venit la România în direct. Bună ziua, Cătălin, te salut pe tine și pe ascultătorii Europa FM. Stăteam și ascultam emisiunea încă de la început și mă gândeam, cred că nici dacă mă căutai pe Google nu se potrivea mai bine intervenția mea, pentru că sunt născut și crescut în Valea Jiului, am fost electrician chiar la Mina Lupeni și acum sunt electrician de mentenanță la un parc de eoliene din Danemarca. Aha, deci stai așa, nu mai lucru. Spun, Cătălin, te ascult. De zeci de ani s-au aplicat soluții în ce privește Valea Jiului care avantajau doar clica de partid, rețelele sindicale, firmele care căpușau mineritul. Niciodată nu s-au aplicat soluții care să vizeze interesele oamenilor, ale minerilor în special.
sau măcar interesul economic al României. Cred că a fost lipsă de viziune sau de competență și nu de puține ori cred că a fost chiar rea voință. Dacă la fel se procedează și acum, problemele nu se rezolvă de niciun fel și de nicio culoare. Și spun asta pentru că cunosc ce se întâmplă în Valea Jiului încă de când și cei care mă ascultă și cunosc domeniul știu despre ce e vorba, încă de pe vremea când scaunile se umflau din fix, încă de pe vremea când trei lucrau și zece erau pontați, încă de pe vremea când minerii erau folosiți ca să lucreze la cabanele șefilor de sectoare sau șefilor de mină, încă de pe vremea când cumpărau firmă cărbunele care îl vindea mai departe, se vindea cărbune de proastă calitate, straturile se exploatează greu, soluția tehnologică e complicată și scumpă pentru Valea Jiului. Bun, deci tu ai plecat... Care stai în abataj... Stai un pic. Deci tu ai plecat ca inginer de mină, ca inginer de mină ai lucrat acolo și ai plecat în Danemarca să te ocupi de eoliene. Asta e partea foarte... Am lucrat ca electrician de mină, nu aveam poziție de inginer. Nu am plecat de curând, vorbim de 20 și ceva de ani în urmă, dar eu mi-am căutat o soluție personală și am rezolvat problema. Ai face? Nu mi-a livrat statul această soluție. Ce ai face dacă ai fi în locul lui Câțu acum? Continui subvenționarea sau te oprești și vedem altceva? Dacă aș fi în locul lui Câțu acum, aș pune într-adevăr pe picioare un plan viabil, un plan care să cuprindă măsuri care să dea soluție și oamenilor de acolo, care sunt tot mai puțini, tot mai îmbătrâniți, tot mai săraci, tot mai fără speranță, dar în aceeași măsură aș stopa această gaură neagră, atât la propriu cât și la figurat. Vrem, nu vrem, astea sunt timpurile, cum ai spus și tu, soluțiile tehnologice se schimbă, viziunea planetei se schimbă și trebuie să ne adaptăm, la fel ca și la COVID. Cine se adaptează, supraviețuiește. Cred că e la fel și din punct de vedere global și economic. Dar ce aș mai vrea să spun este că dacă noi, ca și popor, ca și națiune, vrem să privim la o rezolvare a problemei, să ajutăm și mineritul, dar și alte locuri din țară unde există această problemă, aici trebuie să lucrăm. La clica de partid, la rețelele sindicale, la firmele căpușă, dacă le rezolvăm pe astea, parte din rezolvarea acestei probleme este și rezolvarea problemelor din Valea Jiului și din orice alt sector care produce, iată, probleme. Ce chestie interesantă. Din cauza că avem toți dureri de cap. Mulțumesc tare mult, Alin, inginer de eoliene, electrician de eoliene. Deci ne-am întors la clasicul nostru, la corupție. Ia uite, mă, nu te-ai fi gândit o secundă că până și aici era ceva de furat și până aici am reușit, după care sigur că auzim vorbe că vine cineva și vrea să închidă minele, în general străinii. Știți că asta e problema. George, salutare, bine ai venit la România în direct. Bună ziua, Cătălin, am vorbit și cu colega ta, cea la care m-am scris și am spus că tatăl meu a avut acționar, a fost la o mină din România. Acționar? Care este, din păcate, de mult timp, da, privată, era mină. Aha, privată, okay. La Berbești. Așa. Da, care nu mai este de mult. Eu eram atunci un puștean, aveam 19-20 de ani și căutam în stânga și în dreapta să vând ce se producea acolo, doar că era calitatea foarte proastă și deja Europa, căutam prin Europa, Europa deja se reorienta. Adică Europa este înaintea noastră cu vreo 20 de ani. Eu mă mir că încă mina asta mai mergea și pe minus. Nu sunt adeptul la lucrurile care merg pe minus. Gândește că merge pe minus în fiecare an, deși sunt 4.000 de oameni acolo, faptul că se fac găuri și companii ca aceasta fac găuri la buget sunt niște bani cu care se pot investi cu cap în altă parte. Voi cum ați închis? Cum ați făcut cu mina voastră? S-au închis porțile, la revedere, insolvență, faliment, la revedere, totul a ajuns la fier vechi. Și ce s-a întâmplat cu oamenii de acolo? Ce să mai au fost în șomaj cât au avut șomaj și după aceea fiecare s-a reorientat. Mm-hmm. N-a fost exact cum s-a întâmplat la Sidex. Exact cum s-a întâmplat Sidex-ul, știi că Sidex-ul nu mai este de mult ce era, nu știu dacă mai funcționează în momentul acesta. Sigur. Nu mai este, l-au luat Mitalsi, l-au tras cât au putut să ia de acolo ce s-a putut face și l-au pus pe butuci. Cum s-a pus toată Brăila pe butuci care era de confecții, deci
ne plângem de niște lucruri care merg pe minus. Statul ar trebui să fie, având în vedere că are bani de la noi și are buget, ar trebui întotdeauna să investească în lucruri care să ne aducă nou un beneficiu. Adică nu putem să ținem... Tu aia, dacă ai avea o companie care ți-ar merge în fiecare an pe minus, tu ai mai ține? Nu, că ar fi din banii mei. Dar nu. Știi cum, e mai simplu să ții din banii altora, e evident. Vedem? Deci noi plângem 4.000 de oameni, într-adevăr, nu este o situație bună pentru ei, dar nici mie, nici ție, nici altei persoane nu-i garantează nimeni un post pe viață. Nici cel la Europa FM nu cred că ai semnat pe viață. Mâine, da. Mâine poți să nu mai fii acolo, nu? Și trebuie să te reorientezi, să faci altceva, cum am făcut și noi când am dat faliment, ne-am apucat de alte lucruri care au mers, n-au mai mers. Dar ca stat, uite la Poșta Română. Poșta Română ar putea să fie mult peste aceste companii de curierat private, pentru că are infrastructura făcută, dar nu se investește un pic în ea și ar avea niște venituri mult mai mari decât companiile astea private, pentru că are centre peste tot în țară, are mașini peste tot în țară, doar că lasă învechită, toată operațiunea de la poștă este învechită. Și oamenii preferă să trimită un colet cu cineva privat decât să trimită cu Poșta Română. În mod evident. Care ar aduce bani la buget. George, îți mulțumesc. George este reprezentantul capitalismului tipic și, de fapt, mesajul pe care ni-l spune așa. Lumea se schimbă, se modernizează, banul este cel care face ca toate rotițele să meargă și este aproape de neoprit acest mecanism care va rezolva și problema asta. Acum, domnul Câțu, sigur că a făcut niște promisiuni, a găsit o situație de conjunctură, le-a zis oamenilor lor, domnule, hai că nu o să se întâmple chiar acum pe loc, mai aveți de doi bani speranță, dar cam aia e. Până la urmă, viața te va împinge acolo și cineva va trebui să ia o hotărâre neplăcută, așa cred și eu. Cred că e rândul lui Robert să vorbească. Bine ai venit! Salutare! Salutare. Două lucruri aveam de spus. Unul, să se gândească cei din Valea Jiului cum își explică faptul că avem o țară săracă cu sindicate bogate. Da. Și doi, la mână, să mă iau de exemplul Brăile, spus de cel de dinainte. Brăilenii din 96-97 au închis trei mari companii, unde lucrau, cred că unul dintre brăileni lucrau acele combinate. După ce au închis combinatele, brăilenii și-au dat seama că stai un pic, că noi suntem mai interzicți a unor drumuri, putem să facem comerț, au apărut foarte multe depozite în zona respectivă, deci zona de logistică. După care s-au dat seama, stai un pic, că noi putem să facem și agricultură, că avem iesul la mare și au început să facă și lucrul acesta. Atâta timp cât se vorbește de zona monoindustrială și rămân cantonați în conceptul de monoindustrializare, sunt prizonieri unui vis mort de mult. Dacă s-ar uita un pic și ar descoperi ce se poate face în zona aia, și pentru Brăilean a fost dureros în 96-97. Dar cumva au reușit să iasă de acolo, n-a fost plăcut, dar n-a murit. Știu conceptul ăsta, teoretic sună foarte bine, dar m-am uitat la alții și îți dau două exemple. Așa numita, cum îi zice, curea de rugină, da, din Statele Unite, care au fost mari producători de oțel și de mașini și cărora nu le merge bine astăzi. Și da? Cei din 80, cu proiectul lui Thatcher, da. Și cei din Anglia, în mod evident, care se confruntă cu o problemă similară. Și oamenii ăia nu o duc mai bine nici după 30 de ani de când industriile lor au început să plece. Îți dai seama despre ce vorbim? Dacă dacă eu văd că industria mea moare, pot să stau să mă pun jos, să încep să plâng, sau să-mi caut variante. Și vă spunem, nu e teorie, exact asta s-a întâmplat la Brăila. Brăila și-a descoperit alte valențe pentru că nu a avut încotro. Ori pentru mineri, mi se poate ciudat să vină acum asta ca o surpriză, faptul că produc un cărbune prost, foarte scump, pe care nu vrea nimeni. Era cartoarele de la Fidex, care nu era folosită la autoturisme în România. Era o tablă proastă. Da, corect. Și făcută dintr-un cărbune prost, de multe ori. Adică în momentul de față, faptul că le dă statul o subvenție sau așteptă de la stat să-i ajute, din punct de vedere social, este justificată așteptarea lor pe termen lung. E clar că e nesustenabil, ei știu că e nesustenabil, s-au mai închis mine de-a lungul celor 30 de ani în Valea Jiului, deci nu e o surpriză pentru absolut nimeni. Și al treilea punct era problema socială din Valea Jiului. Foarte puțin care sunt acum la 50-60 de ani în Valea Jiului sunt născuți în Valea Jiului.
marea majoritate sunt veniți acolo, cum au venit și la Galați, și la Brăila, și la Brașov, să mă știu de pe unde. Îți mulțumesc tare mult pentru punctul tău de vedere. Nația și-a spus cuvântul și e aproape mersul lucrurilor. Nu cred că există altă soluție. O să o mai târie, o să o mai hârie câteva luni de zile, dar, de fapt, deocamdată către asta ne îndreptăm. O să vină la un moment dat și un alt ciclu în viața noastră, când poate minele vor fi importante, munca asta va fi din nou importantă și atunci vor fi banii mai mulți, că așa se întâmplă în viață. Încheiem România în direct aici, eu sunt Cătălin Striblea și vă spun spor la treabă! Participă la România în direct, de luni până joi, de la ora 13:15, la Europa FM.